Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu, invitat astăzi în studio este Alexandru Gherghina, liderul sindicatului Măgura Codlea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De ce lider de sindicat, doamnelor, domnilor, protestă în toate penitenciarele din România, evident și în penitenciarul Codlea? N-a mai fost de mult o astfel de acțiune, domnul Gherghina. Când vorbeam despre penitenciar, vorbeam despre deținuți nemulțumiți, condiții de detenție, știm cum sunt, iată, a venit și rândul celor situați de partea cealaltă a baricadei, să spunem așa, cei care lucrează în penitenciare. Acum depinde ce înțelegeți prin nu au mai fost de mult proteste în penitenciare. De maniera aceasta, pentru că doresc să detaliem în minutele următoare, nu mai vrem să facem ore suplimentare, de exemplu, nu vehement, da? Nu mai suportăm condițiile în care lucrăm. Sunt oameni care mi-au povestit sub rezerva anonimatului, venim dimineața la lucru și mai plecăm noaptea și mai lucrăm și acasă și. La asta m-am referit în momentul în care m-am exprimat de această manieră. Vă rog. Aceasta este realitatea și nu este ceva care se întâmplă de ieri de azi. Se pare că dintotdeauna așa au stat lucrurile. Speranțele noastre de-a lungul timpului că problemele se vor rezolva au rămas deșarte. Tot timpul am avut promisiuni. Și atât? Și atât. Sau eventual în momentele în care am răbuvnit, așa cum se întâmplă și acum, ni s-a oferit o mică compensație și promisiuni că o compensație viitor mică astfel încât să faceți liniște, ca exact, să spun așa? Exact, despre asta e vorba. Problemele în penitenciare sunt aceleași, dintotdeauna. Program prelungit, lipsă de personal, lipsa unor condiții de muncă decente, lipsa așa unor dotări corespunzătoare pentru exercitarea atribuțiunilor de serviciu. Da. Toate aceste lipsuri, evident că au impact asupra personalului care lucrează în acest mediu, prea puțin cunoscut, din păcate, din exterior. Știți cum este? Prea puțin cunoscut pentru că nu intri acolo de... Sunt două variante, nu? Ori ai, cu o singură excepție, sigur, ziua porților deschise, nu poți într-o astfel de zi să-ți faci o imagine spre acea instituție. Dar oamenii sigur că n-au de unde să știe. Acesta este și motivul pentru care sunteți aici. Să explicăm celor care nu știu, da, ce înseamnă să lucrezi într-o astfel de instituție, într-o instituție cum este penitenciarul. Ce înseamnă pentru un angajat? Vă spuneam și înainte de emisiune, clădirea aceea în sine, ceea ce se întâmplă în interior, iar angajatul nu poate să facă abstracție de ceea ce se întâmplă acolo, nu? Orice angajat, vă rog. Și eu, în prima zi în care am lucrat în penitenciar, m-am simțit apăsat de atmosfera aceea, e specifică și nu poate fi, indiferent ce amenajări s-ar face, simți apăsarea unor ziduri de închisoare până la urmă. Corect. În timpul activității ne obișnuim cu... Obișnuința aia de o natură, așa, știm asta. Natură, dar ce... asta nu înseamnă că în continuare nu suntem influențați într-un mod nu foarte fericit de activitatea pe care o depunem zi de zi, în program prelungit, așa cum am mai spus, în niște condiții improprii. Ce înseamnă program prelungit, domnul Gherghina? Că una este să rămâi o jumătate de oră peste program și alta este să rămâi ori în șir. Un lucrător care asigură serviciu obișnuit, cel de bază într-un penitenciar, respectiv pază, supraveghere, însoțire, deținuți, are un program de lucru care deseori depășește 12 ore. 12 ore ar fi norma stabilită. Dar evident că apar fel și fel de probleme, sunt activități premergătoare intrării efectiv în serviciu, sunt activități care se desfășoară după ce s-a încheiat programul de lucru, efectiv, da? Astfel încât se lucrează 13-14 ore, nu există sâmbete, duminici, sărbători legale, e foc continuu.
Bun, acum dumneavoastră spuneți așa, se lucrează 12, 13, 14 ore. Bun, ore suplimentare plătite sunt? Orele suplimentare nu pot fi plătite. În momentul de față, prin lege, nu este permisă plata acestor ore, bun, doar compensarea cu timp liber corespunzător. Și sunt compensate orele suplimentare cu timp liber corespunzător? Nu, din păcate, lipsa de personal și multitudinea activităților care se desfășoară în penitenciar nu permit compensarea cu timp liber corespunzător, astfel încât, așa, niște cifre, că da, acestea sunt elocvente, la începutul acestui an, la nivelul penitenciarului Codre, erau acumulate 20.000 de ore suplimentare. În momentul de față, la sfârșitul lunii iulie, sunt peste 22.000 de ore suplimentare. E important să punctez aici că din aceste 22.000 de ore suplimentare, aproximativ 16.000 sunt acumulate de un număr de 70 ceva de salariați. Doar de 70 doar de salariați, da? Diferența fiind împărțită către ceilalți salariați. Am statistici aici. Eu vă cred, nu, acum ar fi culmea să verific aceste informații, le iau ca atare. Da, vorbesc exact despre acești angajați care asigură permanența în unitate. De asemenea, concedii de odihnă reprezintă o problemă încă. Acum, la până la concedii, îmi cer scuze că vă întrerup, domnul Gheorghina, vreau să știu așa. Dintr-o schemă de personal 100%, cât în momentul de față avem în structura penitenciarului Codlea? Statul de funcție al penitenciarului Codlea, în momentul de față, are prevăzut un număr de 313 posturi, din care sunt ocupate 263, 50 fiind vacante. Se simte așadar? Se simte. Mai mult decât atât, acest stat de funcții pe care funcționăm este un stat care a fost elaborat în anul 2007, când penitenciarul Codlea... Câți deținuți avea? Avea mai mulți. Nu e o problemă, erau mai mulți atunci. Nu asta este factorul important. Avea altă structură. Era vorba despre ceea ce spunem noi uși închise. Deținuții erau închiși. O să vă rog atunci, să ne detaliați. Da. Când sunt ușile închise, e mai simplu. Nu e nevoie de atâția oameni să controleze, să coordoneze activitățile care se desfășoară. Între timp, penitenciarul a fost reprofilat pe regim semideschis și deschis, ceea ce înseamnă că deținuților li se deschid ușile dimineața și se închid seara. Și la prânz când se servește masa. Asta necesită supraveghere, evident, nu? Evident, necesită supraveghere. Mai mult decât atât, a apărut atunci în anul 2006, înainte de 2007, când a fost elaborat statul, a apărut o nouă lege a executării pedepselor. Europeană, care pe care nu o contestați, dar care trebuie pusă în practică și înseamnă mai mulți angajați. Activitățile pe care le desfășurăm zilnic cu deținuții. Ori dacă vorbim despre un stat elaborat într-un moment când structura penitenciarului era alta, când acea lege a executării de la vremea era în fază incipientă, începeam să ne lovim de probleme legate de aplicarea ei, în momentul de față, în cursul anului trecut, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarilor au fost elaborate niște standarde minime în ceea ce privește asigurarea serviciului și a activităților zilnice în cadrul unui penitenciar. Repet, standarde minime. Pe aceste standarde, penitenciarul Codlea ar trebui să aibă 377 de posturi. Pe care să fie personal angajat, și da? Și angajat, evident. Ori de la 263 la 377 vorbim de 100 și ceva de angajați care lipsesc, ceea ce înseamnă greutăți în aceste condiții, în cele pe care mi le-ați descris, că de aceea le-am și ascultat, un om care a lucrat în sistem și știe exact ce e acolo. Proteste de alaltă ieri, da? De pe 1 august. Efectiv, ce nu mai vor să facă angajații penitenciarelor în momentul acesta? Da, primul lucru pe care l-am făcut, nu neapărat pentru că a apărut acest moment de proteste, ci pentru că anterior momentului declanșării protestelor, colegii deja ajunseseră la saturație în ceea ce privește, activitățile desfășurate în penitenciar. Așadar, prima
măsură pe care au luat-o colegii mei a fost să depună niște rapoarte scrise prin care informează administrația că refuză să mai efectueze ore suplimentare. Ce înseamnă administrația? Conducerea penitenciarului Codlea, da? Ați fost la discuții cu cei de acolo sau doar ați... Da, am notificat inițial verbal, am avut o discuție cu domnul director în Consiliul de Conducere, i-am informat că vom procede la acest mod de protest. Și? Deja, da, s-au dat dispoziții să se caute soluții. Da. I-am notificat și înscris și am solicitat să ni se comunice care vor fi aceste măsuri. A cerut măsuri în regim de urgență și vi s-a spus trebuie, că... Trebuie elaborate măsurile în regim de urgență, deoarece din experiența protestelor de anul trecut, din luna octombrie, când ne-am limitat la o lună în care colegii au refuzat să efectueze ore suplimentare, am constatat că în 10-15 zile a apărut un blocaj în sistem, în activitatea, nu? Din cadrul penitenciarului Codlea, fapt ce a dus la anularea concediilor, la neacordarea compensării cu timp liber a orilor suplimentare, măsura mică în care acestea se mai recuperează. Practic, toată lumea a fost în unitate. Așa, ca o paranteză, au fost folosiți excesiv colegii care, știu, n-au vrut sau habar n-am din asta ce motive n-au... Asta voiam să vă întreb. Există unitate în rândul angajaților? Adică toată lumea, dacă am stabilit, nu? Eu lider de sindicat, după discuții cu cei care sunt membri în sindicat, nu mai executăm ore suplimentare. Toată lumea face asta? Nu toată. Nu dar, toată. Dar marea majoritate, da. Nu e un... Până la urmă, ăsta e sindicatul. Da, hotărăște majoritatea, dar nu în toate aspectele. Nu înseamnă că toată acest, lumea. Da, acest refuz... Dar de ce credeți că sunt... persoane acum, care... Oamenii sunt diferiți, se tem de repercusiuni. Dar în momentul în care se vor obține rezultatele, ele se vor aplica pentru toți angajații, mă asta gândesc, asta se nu? Întâmplă tot timpul în urma unor acțiuni pe care le promovăm noi. Că sunt acțiuni... Eu v-am întrebat că poate sunt... nu, astfel de atitudine sunt... înseamnă cu ghilimelele de rigoare să dai bine la șeful, nu? Adică, se uite, acum... X, Y, știți, mai ales într-un sistem din ăsta cum e penitenciarul, unde nu... N-ar trebui, pentru că regulile de admitere în cadrul sistemului sunt destul de riguroase, cel puțin teoretic, în ceea ce privește verticalitate, atitudine, asumarea răspunderii. Dar na, sunt oameni și oameni și nu poți fi obligat. Asta este, da, le respectăm punctul de vedere, chiar dacă... Fără discuție. Nu știu, colegilor poate nu sunt de acord, hai să vedem pentru asigurarea principiului echității ce ne spune și reprezentantul purtătorul de cuvânt, mai exact, al penitenciarului Codlea. Să încercăm să-l găsim la telefon, a promis că va discuta cu noi domnul Matache, așa este corect. Practic ați stat la masa discuțiilor, să spun așa, ați prezentat problemele, ați făcut notificare în scris și... Așteptăm. Astăzi este 3 august. În cele două zile și jumătate de când ați anunțat protestele, de fapt s-au anunțat protestele la nivel național, cu ce v-ați ales până acum, Gherghina? Deocamdată doar cu, știu eu, dispoziții, da? De a se face o analiză serioasă, să fie identificați salariații care deja... Dar până acum nu exista, am cer scuze că vă întrerup, o astfel de analiză, nu pot să cred că numai după ce vine sindicatul și îți spune, dom'le, eu de astăzi nu mai fac ore suplimentare, mai ne apucăm de redactat analize. Adică tu, șef de penitenciar, tu, șef de ANP, nu știi ce ai în subordine? Nu știi care e situația? Se fac analize lunare. Noi suntem informați în legătură cu situația la fiecare sfârșit de lună, cum stăm cu ore suplimentare, concedii. Vedea, dar mai facem încă o analiză, da. Să vedem dacă l-am contactat pe purtătorul de cuvânt al penitenciarului Codlea, domnul Matache, ne auziți? Da, bună ziua! Mulțumim pentru intervenție, iată, prompt, așa ca de fiecare dată. Care e situația în interiorul închisorii din Codlea în ceea ce privește angajații care protestează? Referitor la problema orelor suplimentare. Păi, e subiectul pe care l-am stabilit și în discuția purtată prin telefon, discuția de pregătire a emisiunii. Vă rog, vă ascult. Pot să vă spun faptul că
conducerea penitenciarului Codlea, încă de la începutul anului, a prelucrat șefii de compartimente cu privire la planificarea eficientă a personalului din subordine în serviciu, astfel încât să nu se depășească plafonul de 180 de ore de ore suplimentare. Planificare eficientă, îmi cer scuze că vă întrerup, domnul Matachet, asta îmi spuneți planificare eficientă de la începutul lui 2017, dar domnul Gherghina îmi spune altceva, că oamenii stau la serviciu 12, 13, chiar 14 ore pe zi. Pe ce programare eficientă e asta? Într-adevăr, așa este. Ceea ce susțineam eu este faptul că administrația penitenciarului și-a propus să nu depășească pe parcursul anului 2017 acest plafon de 180 de ore. Da. În sensul că până la data de astăzi, cel puțin pe sectorul operativ, vorbim de o medie de 100-110 ore suplimentare per angajat, efectuate, raportându-le doar la perioada 1 ianuarie 2017 31 iulie 2017. Domnul Matache, eu v-am ascultat cu atenție. Nu știu care e situația acolo. Alături de mine în studio, liderul sindicatului Măgura Codlea, Alexandru Gherghina, vă rog, domnul Gherghina. O întrebare pentru domnul Matache sau un comentariu raportat la stația prezentată de noi? Da, o asemenea dispoziție s-a dat. Din păcate, nu s-a și aplicat. Sigur, dacă vorbim despre o medie, e corect. Dar? Media e de 110 ore. Dar ce nu s-a aplicat dar atunci? Dar avem vârfuri și minime. Avem deja colegi care au până în momentul ăsta efectuate 150 de ore suplimentare și avem și cu mai puține ore. Ceea ce e o problemă. Ați auzit, domnul Matache, de ce este o problemă? Că oamenii aceia n-or fi refuzând să mai facă ore suplimentare așa, fără niciun motiv, nu? Nu, de fapt, dintr-o conștiință profesională, personalul penitenciarului nu refuză intrarea în serviciu și tocmai pentru a preveni un eventual blocaj instituțional. Când spuneți că nu refuză, vă referiți la orele suplimentare, nu? Da. La orele suplimentare, vă rog. Dar să știți că o altă problemă este problema orelor reportate din anii precedenți. Deci acel cuantum de ore suplimentare care vine din spate. Păi și acum ce vreți, domnul Matache, să renunțe oamenii la anii, citez, care nu, vin din spate pe dreptul lor? Nici de cum. Tocmai de aceea se justifică acest cuantum de ore suplimentare și problema ridicată de sindicat. Domnul Matache, aveți ceva semnale de la București cu privire la, nu știu, un eventual pas înainte, pentru că domnul Gherghina ne spunea că se vor face niște analize după notificările pe care conducerea închisorii din Codlea le-a primit de la sindicat, implicit le-a primit și ANP-ul, mă gândesc. Ce date aveți în acest moment cu privire la acest protest, la soluționare? Și o analiză a situației. De fapt, pot să vă spun că în ultimii 2 ani de zile, din punct de vedere al dinamicii de personal, ne-am confruntat cu un număr de 79 de angajați care au ieșit din sistem prin diferite forme, prin mutare, prin transferare, prin pensionare, prin destituire și chiar prin demisie. Da. Și avem un număr de 103 angajați nou încadrat ca urmare a concursurilor din sursă externă derulată. Adică vreți să-mi spuneți că totul... Domnul Matache, vreți să-mi spuneți că totul este în regulă? Ascultați-mă până la final. Vă rog, spuneți-mi cât e deficitul de personal acum? Deficitul de personal poate fi calculat doar în măsura în care avem un stat de organizare de funcții care să corespundă nivelului și standardelor minime pentru un penitenciar cu regim deschis și... N-am înțeles nimic, domnul Matache. Dumnezeule, câți angajați ar mai trebui să încheie contracte de muncă în momentul acesta să fie schema completă? Asta vă întreb. Deci, ca să fie schema completă și dacă ar fi completă, tot n-a soluționat problema. Aceasta este problema. Da, am trecut la un alt subiect, la deficitul de personal, domnul Matache. Asta încercam să vă întreb. Deci, ca să vă spun, chestiunea este că avem undeva la 255-260 de angajați
pe da. Un stat de funcții prevăzut undeva la 320 de funcții în statul de organizare. Ne-ați spus, ideea numai o secundă alta. Vă întrerup, domnul Matachet, mi-ați spuneați că ar fi mai fi nevoie ca să fie totul acoperit 100 și ceva, am reținut corect, domnul Gherghina? Nu pe statul actual, pe statul, pe statul actual 50, pe da? Standardele minime stabilite de ANP, da, ar mai trebui 100. I-au zis, domnul Matachet, pe standardele minime stabilite de ANP, spune domnul Gherghina, ar mai fi nevoie de 100 și cât? 120. Da, într-adevăr, domnul Gherghina are dreptate. Da, trebuie bun, să... și ce facem? Vă rog, domnul Gherghina, vă ascult. Să precizez că această problemă a standardelor și a, știu, a altui stat de funcții care să fie conform standardelor nu e de competența penitenciarului. Păi nu, dar discutăm pe marginea subiectului. Acum, eu vreau, nu vreți să-i supărați, am înțeles nuanța, nu, dar haideți să stabilim un întreg tablou, nu? Pentru că omul ăla care lucrează și n-are acces nici la televiziune, n-are acces nici la ANP, poate și Mocert are niște probleme. Păi de să le spunem. De ce? Păi asta vroiam să lămurim lucrurile. Problema e mai sus. Noi la ANP am stabilit acest mai sus stat unde? Minim la Ministerul Justiției. La Ministerul Justiției. Unde ar trebui aprobat acest întâlnire stat. Săptămâna viitoare, marți, cu Ministrul Justiției. Domnul Matache, așadar, se va asigura... Nu? Activitatea în interiorul închisorii, angajații înțeleg că până se găsește o soluție, vin la lucru și peste program. Am înțeles corect? Da, într-adevăr, exact cum v-am spus, din acea conștiință profesională și din conștiinciozitate de care dau dovadă, angajații continuă să intre în serviciu și să execute misiunile operative pentru care sunt planificați. Am înțeles. Domnul Gherghina, o întrebare pentru domnul Matache. Aveți vreo nelămurire în momentul acesta? Ceva de aflat? Nu. În regulă. Mulțumesc, domnul Matache, pentru intervenție. Vom mai discuta în mod sigur despre acest subiect. Ce credeți că se va întâmpla, domnul Gherghina, săptămâna viitoare, marți, la sediul Ministerului Justiției? Pentru că eu am fost atentă la ce spunea domnul Tudorel Toader și făcea o comparație cu Ministerul de Resort din Georgia, țara care a avut o problemă sistemică în 2012, a rezolvat această problemă și oarecum sugera ideea că am preluat modelul respectiv. Aceasta este declarația domnului ministru și mai spunea ceva și despre brățara electronică, dar n-am găsit nimic legat de orele suplimentare sau de problemele pe care le invocă angajații din penitenciar. Asta pentru că domnul ministru nu comunică cu noi de la momentul în care a fost investit în această funcție, refuză sistematic să se întâlnească cu... Bine, a refuzat până acum. Acum, iată, v-a chemat la discuții. Păi dar nu știe despre ce e vorba. Cum nu știe despre ce e vorba? Păi a făcut o vizită într-unul din penitenciare, nu mai țin minte. Era dat Rahova sau Jilava, nu mai știu. Și sigur, bordurile erau date cu var, totul era frumos în penitenciar, pentru că urma să meargă acolo domnul ministru. Și cam atât, la asta se rezumă. Adică în momentul în care se fac vizite oficiale, să le numim așa, susțineți că n-ar fi prezentată situația reală, ci... Nu e. Situația reală, roșu bine pus? Da, noi avem pretenția că situația reală chiar o prezentăm noi, organizațiile sindicale. Veți merge la discuții cu Ministrul Justiției și ce îi veți cere în mod concret? Exact ceea ce aspecte care se rezolvă problemele pe care le reclamăm. Dacă tot s-a făcut această standardizare și a reieșit că în sistemul penitenciar e nevoie de 20.000 de angajați pentru a asigura la nivel minim activitățile specifice, solicităm să ca aceste ștate care au fost, la care s-a lucrat, să fie aprobate. Petre, dar n-ați auzit ce a spus domnul Matache, domnul Gherghina, că oamenii au conștiință și vin la loc. Dacă ministrul l-ar auzit pe domnul Matache, de ce să mai facă angajări? Că uite, vine aia, că au conștiință. Da, și conștiința asta, la un moment dat, da. Dispare, știți?
Da, nu, știți cum e problema la nivelul penitenciarului Codlea? Noi ne străduim și apreciez și munca desfășurată de colegii de la Resurse Umane, o ținem numai în concursuri, cum se vacantează un post, o scoatem la concurs și pentru aceste activități, pentru organizarea concursurilor, angajații lucrează suplimentar, se lucrează sâmbătă, duminică, dimineața până seara, ca să urgentăm derularea acestor concursuri. Problema e că bugetul, noi le derulăm, dar n-avem asigurat bugetul pentru salarii până la sfârșitul anului. Da, nu mai avem foarte mult timp și asta voiam să vă întreb, ce așteptați de la rectificarea bugetară din septembrie? Sincer, nimic bun. În sensul informațiile, că... Da, informațiile pe care le avem legate de intențiile guvernului sunt că după ce că bugetul pe anul acesta a fost diminuat cu 25% față de bugetul pe anul 2016, o să urmeze o rectificare cu minus. Ceea ce va însemna... Bine, aceasta este o presupunere a dumneavoastră pe dată pe care probabil le-ați obținut pe diverse surse, da. Până nu vedem, în cazul în care problema nu se rezolvă, se va ieși în stradă, domnul Gherghina. Cu siguranță. Vă mulțumesc pentru toate aceste detalii, vom mai discuta pe această temă. Vă doresc succes. Mulțumesc. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu, ne revedem joia viitoare. Până atunci, numai bine.